Sume importante de bani din bugetul de sănătate au fost plătite anul trecut pe tratamentele bolnavilor cronici, cuprinși în programele naționale de sănătate. Cele mai scumpe tratamente au fost cele ale pacienților cu afecțiuni renale și cele ale celor cu afecțiuni oncologice. Pentru tratarea pacienților incluși în programele naționale de sănătate, Casa de Asigurări Sănătate Olt a decontat anul trecut 66.964.800 de lei. Suma alocată pentru Programul Național de Oncologie a fost de 9.587.820 de lei. Anul trecut au fost tratați prin acest program 1.226 de pacienți. Alți 243 de bolnavi au fost tratați prin Programul Național de Suplere a funcției renale a bolnavilor cu insuficiență renală cronică. Suma alocată acestui program fiind de peste 15.395.000 de lei. Aproape jumătate din suma cheltuită anul trecut pentru tratarea pacienților incluși în programele naționale s-a dus pe tratamentul celor aproape 18.000 de bolnavi de diabet. De la bugetul de sănătate au mai fost alocate sume și pentru protezarea a aproape 200 de olteni. Prin intermediul Programului Național de Ortopedie au fost endoprotezați 186 de pacienți, iar suma alocată a fost de 463.450 de lei. Autoritățile au decontat anul trecut pentru tratamentul celor 27 de olteni diagnosticați cu boli rare suma de aproape 2,5 milioane de lei. Alte aproape 2 milioane de lei s-au plătit pentru tratamentul celor 15 locuitori ai județului diagnosticați cu hemofilie și talasemie.